În aceste vremuri, când suntem tot mai acaparați de tehnologii și împovărați de probleme care nu se mai termină niciodată, uităm de valorile spirituale. Iar pentru un slujitor al Domnului devine tot mai complicat să aduni în jurul său pe enureași. Preotul Pavel Borșevski are toate calitățile de a fi ascultat și urmat. Părinte, bine v-am găsit și vă mulțumim! Bine ați venit! Eram sigur că vă găsim aici de orice, casa Domnului e mereu deschisă pentru oricine. Munca dumneavoastră pentru enoreași nu exclude și viața din afara bisericii. În această ediție ne-am propus să discutăm și despre omul Pavel Borșevski. Când ați înțeles că vreți să urmați chemarea de slujitor al Domnului? Nu pot numi ziua, ceasul, luna, anul. Nu știu. Chemarea probabil vine odată cu zămislirea noastră. Iată, eu de când mă țin minte, sunt în biserică și al bisericii. Numai că am trecut de la o stare la alta, deci de la un copil credincios, în afară la orice idei politice care îmi sunt străini până astăzi. Și apoi am trecut la deci, școala celelalte, iar din nou evidențiat, pentru că pe timpurile noastre, într-un sat întreg, un copil la biserică, educația mamei, armata sovietică, și apoi seminarul teologic, unde chiar m-am întâlnit cu Dumnezeu față în față. Până atunci nu vreau să zic că îl căutam, dar știam că este și este cu mine, în mine și nicăieri nu lipsește, dar m-am întâlnit direct cu El față în față și am zis, iată, ăsta e Dumnezeu în care eu cred. Adică cartea sau teologia, teologos, înseamnă cuvântul lui Dumnezeu și viața merg împreună. Și slujesc, nu muncesc. Nu vă supărați, dar muncă înseamnă totuși un efort care nu știu cum. Eu când mă duc la muncă nu-mi place. Mă duc să slujesc lui Dumnezeu. În acele timpuri, toată lumea visa să devină inginer, medic, cosmonaut. Dumneavoastră ați mers la teologie. Cum a fost să faci teologie în acele timpuri? Dacă credeți că eu n-am visat să fiu șofer, mai ales. În timpurile noastre se erau și cântice, și apoi au venit polițiștii, întâi șoferii. Pe urmă, medic, tare mi-a plăcut medicina, chirurgie mai ales, și pe mica mea, dragul mamei. Doctori mai sunt, preoți nu sunt, că într-adevăr era lipsă de preoți. Hai, du-te tu la preoții. Și când am văzut că în biserică sunt doctori, chirurgi, iată Luca Voinoe-Sinețchi, Luca de Crimea, zic, chirurg, microchirurgie, extraordinar, o viață frumoasă. Când m-am întâlnit, am înțeles că eu pot fi și preot și pe urmă, dacă ceva, fac și medicină. Dar, totuși, întâi am mers la teologie, și am vrut să o fac chiar înainte de armată, numai că nu m-au primit la Odessa. Am vrut la Odessa, era Kravchenko pe atunci rector. Și când am văzut că nu vreau să mă primească la Odessa, am zis că gata, după armată, mă duc la Moscova. Dar Moscova se considera un seminar și încă și Academie Teologică, cea mai superioară, nu din condiții, din considerentele altele, decât că era și mănăstirea alături. Deci se zicea așa că la Moscova se roagă și învață, la Leningrad, pentru că pe atunci Sankt Peterburg, așa se nume, învață, dar la Odessa se scaldă mare. Și am ales școala. De ce? Că vreau să vin să le spun profesorilor, de fapt, ai mei care mă convingeau că Dumnezeu nu este și îmi dau să citesc Biblia de veruișcih, ineveruișcih, în limba rusă, Biblia Hazliei se mai nume în traducere. Deci să le arăt de fapt că Biblia cea adevărată vorbește altfel și trebuie să citim în original tot ce citim. Cu părere de rău, la noi încă și până azi învățământul nu e în original. Încă vorbește despre Darwin și teoria lui de Big Bang-ul, de explozia cei mari, de proveniența lumii din haos. Iată de unde avem și ruschii mir, și partide, și alte nebunii, și ceea ce avem azi, când frații se lupt cu frații. Cât de accesibile erau cărțile sfinte? Vorbim de biblioteci în acest domeniu. La Moscova, da, în seminarul teologic. Noi avem acces la biblioteca Krupskaya, în cinstea. Da. Trebuie să înțeleagă toți că acolo nu era vorba de Lenin, dar era vorba de o bibliotecă, dar Biblos e carte în traducere.
și am avut ocazie să citesc în original pe Dostoievski, înseamnă și cărțile care, sau lucrările care erau oprite și nu numai. Deci vreau să vă zic că, de fapt, și mai ales părinții, mai ales, iată, m-am întâlnit cu așa numiții teologi în imigrație, care aici nu puteai să-i citești, Șmieman, Gheorghe Florovski, Alexandru Elcininov, extraordinar, nici nu pot să vă spun. Eu când am văzut ce înseamnă, de fapt, adevăratul cuvânt despre Dumnezeu, că la noi se vorbea de pace. Iată cam cum, cu părere de rău, războiul care îl vedem noi acum, politicul din Rusia, cu mare părere de rău. Acum, încă o dată am înțeles că Hristos al lor nu coincide cu Hristos al Evangheliei. Iată de ce e strașnic. Dacă Hristos al Evangheliei chiar e Cel care ne iubește și e gata să-și pună viața pentru noi. Părinte, dacă vorbim de perioada când era student la teologie, cât de greu a fost să găsiți drumul către sufletul dumneavoastră și să găsiți răspuns la niște întrebări ca să puteți transmite mesajul și altora? Știți, mi-a mers, pentru că am învățat la una din seminariile și academiile cele mai importante pe atunci și am avut niște profesori, niște didacți, niște, pot să spun, comori adevărate, a filozofiei, a bisericii, a teologiei, cum era Antoni Blum, care lecții se asculță, Antoni Blum era ceva. El vine din Marea Britanie, din Anglia. El conducea biserica ortodoxă rusă de peste hotare acolo și când niște lecții, împlem sălile, pur și simplu, și să scriem la magnetofoane, casetofoane pe atunci, lecțiile lui și le ascultam limbi-bam. Și apoi Osipov, Alexei Ilici, un profesor recunoscut în toată lumea, Scurat, Constantin Efimovici, tot așa extraordinar. Aștia, și apoi veneau chiar din Moscova cei mai mari politologi, care nu ne vorbeau despre Marx, Engels și Lenin, dar ne vorbeau în special despre lumea de atunci și ne vorbeau actual, închipuiți că noi nu ne spuneau minciuni. Nu, ca cum spuneau, cei că noi la universitate așa le spunem, dar voi vă spunem altfel, pentru că voi învățați Evanghelia, Biblia și voi știți un alt adevăr. Și noi rămânem, pur și simplu am rămas, deci îmbibam ca o buretă tot ce ni se da. Și vreau să vă spun că avem o necesitate de a veni și de a predica aici în Moldova, unde era altă predică atunci. Soția dumneavoastră este conducătorul unui cor bisericesc, o perioadă a condus și corul bisericesc de la Biserica Sfântul Nicolae, unde o perioadă a cântat și Maria Bieșu. Cum v-ați cunoscut și ce v-a apropiat? Asta e secret mare, dar am să vă-l dezvăluiesc. În satul Bacioi, mămica mea totdeauna avea grijă de casa preotului, de viața lui, de... Așa, sunt 2-3 oameni în sat care au grijă, nu toți, unde are preotul, cutare sau cutare, mașină sau păpuși sau altceva, pentru că, într-adevăr, nu cei cu lumânare cumpără una sau alta. Și iată, la un moment dat, când a plecat Părintele Augustin Orbu, Dumnezeu să-l odihnească, era păsat, de acum a venit în locul lui Părintele Vasile Petrache, socrul meu, tăticul, și avea 4 fete, cea mai mică o chema Nona, stai. Și clar că mămica mea, ca de obicei, când sâmbătă făcea un cuptor de pâine, du-te și du-și părintele, că el se roagă pentru noi, pomelnicul e la dânsul. Nu că am dat 5 lei de milidător, păi n-am auzit să mă pomenești, dar mămica mea, el se roagă, mama știe că se roagă, pentru că, da, și du-și o pâine caldă. Că el n-are când coace, că el are, dar tu duci și du, că colașii și care îi dau toți unul, e uscat, celălalt l-a ținut în cameră și nu știu, duci și du proaspăt și caldă să ajungă, și ajunge caldă. Dar și înapoi îmi da ceva numai decât niște pateuri sau niște preoteasă, chiar era foarte soacră mea, era tare gospodină bună. Și eu între timp stăteam de vorbă cu fetele. Eu pur și simplu am știut să apreciez fetele frumoase de când sunt eu pe lumea asta. Și am ales o pșeime frumoasă și la școală și apoi ne ducem chiar la mare împreună la odihnă cu familiile. Și când a venit timpul să mă căsătoresc, ca și cu preoția, nici nu mers vorbă cu cine. Cum cu cine? Clar, pe cine să alegem? Dar pe cine? Pe Voronin l-a ales câțiva ani, câte alt preșteau pe cine? Pe Putin, președinte, că altul? Dacă voi, este ne Putin. Așa am pățit eu. Cu căsătoria se poate, dar cu politică nu. Cu politicul, vă rog, mai mult din termen să n-alegeți pe nimeni. Dar nevastă pe viață trebuie să ne alegem. Și mă bucur că suntem împreună și avem 3 nepoți și suntem foarte bogați cu nepoții și mai ales cu parohiile, pentru că facem aceeași lucrare a lui Dumnezeu. Și când o familie a unui preot, așa ne învăța pe noi la seminarul teologic, e în biserică
și nu numără banii contabil la șef, dar la cor sau la strană, asta e foarte bine. În rest, preoteasă eu când o văd la vinde lumânări, e beda acolo. Nu pot înțelege de ce, pentru că acolo totuși chiar nu-i locul preoteasei, acolo e locul altcuiva. Dar iată, familia unui preot trebuie să fie în altar și la strană, la carte, să propovedească de peste tot. La moldoveni se spune că soția trebuie să asculte de bărbat. Dar pentru armonie în familie, nu e bine ca uneori și bărbatul să asculte de soție? Știți, când vorbiți de ascultare, eu nu înțeleg, eu știu ce subînțelegeți dumneavoastră, dar pentru mine e ascultare atunci când cineva vorbește, cineva ascultă. Și dacă celălalt vorbește, celălalt ascultă. Dar procedează așa cum e corect. Dar corectitudine înseamnă sentimentul de dragoste. Pentru tine, draga mea, pentru tine, dragul meu. Și știți, slavă Domnului, noi aproape am ajuns la asta armonie. Încă nu definitiv, dar aproape am ajuns. Când știm să ne ascultăm și să vorbim pe rând, cum ziceau bătrânii. Aici e o vorbă tare înțeleaptă. Dar așa femeia să asculte de bărbat, mai arătați o prostie colosală. Apostolul Pavel altfel, altceva vede prin, am zis, această ascultare. Iată, noi am ajuns la asta și asta o dorim la toți să o facă. Pentru că atunci când totuși viața fiecărui dintre noi este și obștească a soțelor, dar este și particulară. Și nu trebuie să dai buzna în viața soțului ca și între soții. Mai sunt niște lucruri care elementar trebuie să fie estimate întotdeauna. Și când, nu numai la bucătărie îți răspunde matușca, dar când îți mai răspunde și în biserică, nu știți ce e asta. E tare frumos. Era părintele Vasile Ciobanu, Dumnezeu să-l ierte, la Biserica Sfintei Treimi și preoteasa Pelagia. Și el când intra în altar, ce slavă Domnului, măcar aici matușca mea nu poate intra. Dar el o spunea așa din glumă, pentru că era o familie foarte frumoasă. Ca așa mea. Ați vorbit despre socrul dumneavoastră, Vasile Petrache, Dumnezeu să-l ierte. Cunoaștem că a fost un preot cunoscut, mai ales în rândul intelectualilor. Ce ați învățat de la el, în afară de lucrurile sfinte? Foarte multe. Vreau să vă spun că, cum v-am spus și la școala teologică, dacă eu nu vedeam un preot, hai să zicem așa, cult, dar un creștin nu poate să nu fie cult, un creștin și cultura, pentru că cultura iese din biserică, de fapt, un preot intelectual, intelect înseamnă om, de lucruri despre care am vorbit noi cu dumneavoastră, ele merg alăture, un păstor, un adevărat tata parohiei, comunității, am văzut în el model. Nu sunt așa de mulți și azi sunt extraordinari preoți. Aș putea număra, cred că sunt mulți. Azi sunt mai mulți pentru că numărul preoților a crescut, dar în timpurile cele nu erau așa de mulți. Pur și simplu mi-a mers ca în satul Bacioi să vină un preot și încă și cu patru fete și încă și un preot bun. Și atât, de exemplu, când eu vrem să mă încăpățânez la școală și nu vrem să învăț, pentru că mă impuneau în cancelare și să citesc, am zis, Biblia Hazlii, de la verușii, chinii verușii, și eu mă încăpățânam. Nu, citește, dar citește, ține minte capitolul și citește și Biblia. Eu ți-o recomand, ți-o dau și răspunde-le. Dar răspunde-le nu grosolan, nu, dar vorbește la nivel. Și dacă ei se enervează, taci mai bine. Și ei se enervau cu părere de rău, pentru că nu le plăcea. Nu că nu le plăcea, eu înțelegem că ei n-aveau altă ieșire. Deci ca și Leonid Ilici Brejnev, când întreba, Hristos a înviat, Leonid Ilici, ia săglasem, ia знаю. Hristos a înviat, Leonid, ia săglasem, ia знаю. Dar nu vreți zic adevărat înviat, ca și ce Paște fericit. Vă zic, părintele Vasile mi-a fost model și el îmi zice când citește și dacă nu era el probabil, eu mă oprem la clasa 8-a pentru că mă săturasem din blat prin cancelare, mă ajungem la școală și eram închis. Așa erau timpurile, repet, eu nu supărat deloc. Suntem în foarte bune relații cu pedagogii care mai sunt în viață, dar atunci era așa și îmi spune, Rabde, du-te și în clasa nu. Dacă n-ai să faci 10 clase, n-ai să poți intra la seminarul teologic, dar învață bine și mă străduiem. Iată, repet, a jucat un rol în viața mea, ceea ce se numește azi preotul Pavel Borșevski. Părinte, cunoaștem că și feciorul dumneavoastră este preot. Ați influențat cumva dumneavoastră la alegerea lui? Să zic că nu o să fie corect. Noi, părinții, numai decât influențăm copiii noștri. Prin felul nostru de a fi.
N-am zis mergi, tati, nu cumva să iasă pomana din casă, știți, că la mormântare, să moștenești tu asta sau asta. Pentru că când m-a întrebat cineva, da, o slujească ficiorul dumneavoastră aici la biserică, da, dacă Dumnezeu o să-l cheme și dacă el o să accepte și o să vrei să slujească. Nu să muncească, dar să slujească. Și m-am bucurat când a vrut să meargă la seminar în România, dacă eu am făcut Rusia, l-am făcut la Sibiu, la Alba Iulia I, seminarul, și apoi la facultate, la Sibiu. Și m-am bucurat când a făcut doctoratul. Deci, slavă Domnului, și până acum, iată, suntem patru preoți, și ficiorul meu inclusiv, aici, și dă-i Dumnezeu și nepotul, care de acum e mare, are 3 ani, să ajungă să moștenească, că e frumos dinastia ta, el după nevastă, după preoteasă, este a patra generație de preoți. Părintele Sofronii, părintele Vasilii, părintele Pavel și el a patra generație. Dea Dumnezeu să... Că e bine, când moștenesc, dar moștenim nu colaci și nu pitaci, dar anume felul de a sluji. Ați vorbit despre nepot, cunoaștem că aveți 3 nepoți. Da. Cum se comportă nepoții la biserică și cum se comportă acasă? Se comportă diferit? Mai ales nepoatele se comportă foarte smerit la biserică. Cântă în corul bisericesc, la doamna Lilia, care dirijează 2 coruri, deci cei mai mici, de la 4 ani și până la 11, 12, și acum de la 12, așa până la 15, 16, 17 ani. Și ele cântă la liturghie și știu cântările bisericești. Deci de acum acasă ca toți copiii, sui în cap la bunelul. Și bunelul cu mare plăcere le permite lucrul ăsta, mai ales fetele Miriam și Ioana, le alint cum pot, dar pe Ștefan vreau să-l fac nealintat, să-l fac băiat serios și el așa și este. În popor se spune, fă ce spune popa, nu ce face popa. Cât adevăr este în această zicală? Știți, este un adevăr în unele cazuri, când cuvintele noastre nu corespund cu faptele. Eu nu sunt de părerea aceasta, eu știu că, de fapt, un preot numai decât, am zis mai sus, este icoana lui Hristos și dacă lumea nu vede în lucrarea mea lucrarea lui Hristos, să vadă, ca văzând faptele voastre cele bune, să-L mărească pe Tatăl cel din cer. Eu cred că eu trebuie să mă gândesc foarte serios la felul de slujire și să mi-l schimb. Tot în biserică, dar sunt trepte diferite. Da, să mă duc acolo la cei treapte de slujire, unde eu corespund. Și asta îți ajută să o faci duhovnicul, numai decât, dar duhovnicul trebuie să-l alegi, nu după placul tău, dar tot după Evanghelie, și numai decât felul tău de a te ține în fața icoanei lui Hristos. Rugăciunea acolo trebuie să se facă. Dialogul cu Dumnezeu este rugăciunea, sau permanenta, cum zice Ioan Scăraru, rugăciunea de amul este judecată și scaun de judecată a lui Dumnezeu. Iată, eu la rugăciune îmi judic faptele. Dar nu este o jignire pentru un preot să fie numit popă? Păi, de fapt, dacă luăm din limba slavonă, se numește pastor a vieții pravoslavne. Poftim! Deci... Totul depinde de... Știți, lumea trebuie, așa ne-a învățat la școala teologică, lumea trebuie să te numească părinte. Preot, da, este felul meu de a sluji. Dacă îmi zice cineva popă, eu îl ascult. Să văd, de fapt, din ce considerent mă numește așa. Și la urmă, dacă am pe cine și cum îl îndrept. Dacă nu, îl las rămână, pentru că cu cel cuvios vei fi cuvios, cu cel îndreptnic te vei îndreptnici, nesupărându-mă. Probabil, dumneavoastră, ca și orice om, aveți o zi liberă care o acordați familiei. Cum iubiți să petreceți timp împreună cu familia, cu nepoții? Noi suntem la biserică și aici tot ne întâlnim. Și de multe ori mai mult suntem aici decât acasă. Acasă numai decât tot ne vedem, dar mai ales când au posibilitate și vin la bunelul, fac ce vor și cât vor și cum vor. Și sincer vă zic că dea Dumnezeu să ajungeți toți să fiți bunei, și bunel înseamnă om îmbunătățit, de fapt, în traducerea poporului. Eu încă n-am ajuns îmbunătățit, dar o să mă facă până la urmă nepoții. Și eu cred că viața asta este, de fapt, o mare, de la Dumnezeu, o mare binecuvântare să ajungi să ți-ți fii fiilor tăi. Așa cerem noi la cununie. Și am ajuns. Ce hobby are părintele Pavel Bășescu? Poate iubiți să vă uitați la o emisiune, biserică. Poate să gătiți ceva, poate ca un bărbat faceți, vă place să faceți grătar.
biserica. Și asta îmi place și tot, dar cel mai mult hobby al meu este casa lui Dumnezeu. Credeți-mă, de fiecare dată când intră, mă gândesc ce s-ar putea, cum s-ar putea de, nu înnoit, dar mie îmi place toți lucrurile canonice sau corecte, corectitudinea în biserică. Și multe lucruri care, de exemplu, noi trebuie să le repunem înapoi și noi avem să o facem. Și o facem și nu mi-ajungem cât timpul pentru asta. Dar celelalte chiar îți prind, da, și un grătar numai decât, da, și un... La pescuit îmi place când prinde cineva pește, eu mijele ca și la vânătoare. Poate numai să mă duc să alung animalele, să nu le împuște cineva, dar să trag eu, nu. Celelalte nu, îmi place numai decât pădurea, îmi place natura, marea. Cred că mai mare altar decât cerul deasupra mării și în pădure, stelele, nu există. Și îmi place acolo unde mai ales este plin, catapanta pliron. Deci toate sunt plini de Duhul lui Dumnezeu. Cunoaștem că aveți aici pe teritoriul bisericii și o școală duminicală. Cât de important este pentru un copil ca cineva la timpul potrivit să-l îndrume pe calea cea dreaptă? Noi nu trebuie să întârziem. Copilul începe să se educe din pântecele Maicii lui de la timpul zămislirii, zice împăratul David, tu, Doamne, care mă cunoști din pântecele Maicii mele. Cum am zis de mine personal, nu ți-mi minte când am venit la biserică, pentru că am venit, mămica mea a fost nelipsită de la începutul slujbei până la sfârșit, ieșa ultima din biserică. Și eu mă țin minte cum știa să mă țină în biserică, nu știu, copiii zbânțuiți, mai ales eu. Dar școala duminicală, imediat cu redeschiderea bisericii și posibilitatea după KGB și celelalte, când ne-a aslobozit din mâini hățurile ei, imediat am format școala duminicală. Prima a fost la Chisinau mic, că am fost exilat acolo din Chișinău, din pricina, mă rog, a politicii de atunci. Și apoi când am fost readus înapoi aici la biserică, în Chișinău readus, am format școala duminicală, m-a ajutat matușca Natalia Păduraru, deci a lui părintele Păduraru, care a slujit un preot Gerasim foarte de treabă, este tăticul lui Pavel Păduraru, dacă îl cunoașteți, și pe lângă încă școala duminicală, pentru că la noi este după nu, toți grămadă și nu, sunt începând cu 4 ani și când copilului poți vorbi ceva. 5 minute, dar vorbește pe înțelesul lui, pentru că asta e foarte important. Și maturilor tot așa. Deci avem 5, să zicem, perioade sau 5 feluri de vârstă în care noi deosebim. Și încă adăugător avem și centru social, Agapis, înseamnă dragoste. Iată, în clădirea respectivă, de acum numai în cap, avem și clădirea mare care ne ajută lumea să o facem. Am reușit exteriorul biserică, am sfințit prima, că am făcut și liturghie acolo de acum. O să vă arătăm cu ocazii, mulțumim oamenilor și deci vrem ca copiii noștri, și așa este, a parohienilor, a enoreașilor, să fie numai decât educați aici. Cum se sărbătorește Paștele în familia unui preot? Am zis întâi la biserică, când mă duc acasă nu mai este foame, nici mie, nici neveste, noi întâi ne odihnim puțin, dar puțin pentru că oboseala aceea nu corespunde cu oboseala unui muzicant de la o nuntă, ca am cumnați muzicanți, a unui șahtior, a unui ministru de la minister, nu. E oboseală foarte plăcută. Noaptea asta cine n-a fost niciodată la Paști nu este creștin și nu știe ce înseamnă creștinul. Creștinul în noaptea aceasta, care e întunecată, dar plină de lumină. Deci, din nou, e un lucru care nu-l poți explica. Dar așa este. Deci are o satisfacție care e mai mult decât mâncare și băutură. Și de acum, după vecernii tocmai, adică după ce facem în ziua de Paște, am odihnit puțin și venim la vecernia care se face cu, numai decât cu copiii noștri, și concertează cei mici, cei mai mici, unde sunt și nepoatele mele numai decât. Deci mergem acasă cu nevasta și ne mai uităm. Dar ce am pregătit noi? Hai să ne uităm. Și de fapt mai multe chiar din pomană, pentru că noi nu prea avem timp. Zilele respective a săptămânii patimilor, tot familionul suntem în biserică. Și credeți-mă că e cam greu să te împarți și bucate și de atât noi alegem și nu ne pare rău deloc. Deci mai avem la bacioi soră care ne dă o bucată de cozonac la biserică, o bucată de miel. Și când te uiți, da, facem Paștele și acasă. O facem împreună dimineața. Ciocnim câte un roșu, mâncăm o bucată de cașcaval, de caș de oaie cașcaval, cu ceapă, cu ierburi amare,
și o bucățică de miel numai decât dimineața. Asta e mâncare. De ce ierburile mari? Pentru că Hristos Mântuitorul a avut de suferit multă amărăciune în aceste zile. Iar mielul semnifică acel miel pascal care Moisei l-a jertfit când au ieșit din robia lui Faraon. Hristos ne-a scos din robie, dar nu înainte de a ne împărtăși cu Sfintele Daruri. Ce este important să ne adune la masa de Paște în afară de bucate? Numai decât atitudinea față de Dumnezeu, deci simțul religios, numai decât. Altfel, să fie aceeași masă, numai eu știu, poate ouă roșii, nu ouă obișnuite și celelalte. Și dacă este simțul religios, este numai decât dragostea unul pentru altul și nu pur și simplu sentiment de dragoste, dar așa numitul eros, cum ziceau bătrânii, să ne irosim dragostea care se dăruiește. Orice fel de mâncare, Apostolul Pavel, încă o dată mă repet, zice, faceți-l într-o slava lui Dumnezeu. Iată, asta e la masa de Paște, slava lui Hristos. Dacă nu îl avem piruitor al morții, e aceeași mâncare care ne duce la pensie și nu în altă parte. Până la masă, pe iar trebuie să mai mâncăm, dar așa ceea ce mâncăm noi noaptea aceasta e mai mult decât o mâncare. Părinte, cum vă reușește să-i țineți lângă dumneavoastră pe Enoreaș? Ei nu au încotro. Eu îi țin în spaimă. Dacă nu veniți duminică la biserică, luni vă tai gazul sau electricitate. Și știți, ne-am învățat să comunicăm. Noi vorbim de orice lucru. Care părinte, dar spate și spate, dar spate cu ori mai târziu. Se poate, dar de ce? Dacă lumea cere. Nu se poate, știți, între, ca și în familie. Noi am vorbit cu dumneavoastră la început. De așa numită ascultare. Pe atât în biserică, dacă preotul nu știe să-și asculte parohia, comunitatea n-a făcut nimic. Dar eu ascult. Și îi ascult pentru că iubesc. Și pentru dacă iubești, nu greșești niciodată. Cum este corect să folosim aceste zicale? Paște fericit, spuneți-ne, vă rog. Există salutul Paștelui care nu poate fi înlocuit nici de cum cu altul. Hristos a înviat. Așa a zis Maria Magdalena când a venit înaintea lui Tiberius, împăratul, cu un ou roșu luat de la picioarele lui Hristos și i-a zis Hristos a înviat și a istorisit tot ce sunt. Nedreptatea care a făcut-o Pontiu Pilat și ceilalți. Salutul acesta rămâne, el este în biserică permanent. Celelalte Paște fericit, nu n-am spus nimic. Noi ne-am exprimat cu păreri de rău ateismul din noi, dacă vreți. Chiar ateismul din noi. Pentru că acolo ateos înseamnă mă împotrivesc lui Dumnezeu. Cărui Dumnezeu? Care îmi dă biruința asupra morții. Care îmi dă învierea în noaptea aceasta. Orice adevăr în noaptea aceasta poate fi adevăr numai dacă este legat din numele lui Hristos. Iisus este Hristos. Și asta e cea mai mare istorisire a creștinismului. Vreți să vă numiți creștini, ziceți Hristos a înviat. Dacă vreți să vă numiți diplomați sau farisei, ziceți Paște fericit, sărbători fericite. Deci această frază, această sintagmă, Paște fericit, este una greșită. Mai mult decât atât, este, înseamnă nu spune nimic de ce se întâmplă în asta noaptea, fi alături cu sărbătoarea. Și de ce s-a infiltrat așa societatea noastră? De unde vine? De acolo, de la diplomație, de la felul de a dori cumva ca și țărână ușoară la mormântare. Țărâna cei care se dă deasupra reposatului e legată de înviere. Ca și tot ce facem noi în mormântare e strict legat de înviere. Asupra reposatului punem epitaful, la cap punem crucea, dar în cruce, dacă nu avem înviere, n-am făcut nimic. Crucea ne duce la înviere, altfel n-am făcut nimic. Și numai decât când dăm țărâna, noi știm că noi țărnuim, noi semănăm, să seamănă un om trupesc, să va ridica un om duhovnicesc. Dar comuniștii bădă noi și să zicem, dacă Dumnezeu să iertă, nu poți zice la mormântare. A, țărână ușoară! Iată de acolo, iată. Paște fericit este un fake mare, care vă rog scoateți-l din limbajul nostru, ca și lentocica Sfântului Gheorghe. N-are Sfântul Gheorghe nimic cu această lentă. Tatăl meu are doi frați răposați. Niciodată nu i-am legat cu lenta aceasta, chestiu, mă iertați, o însușire a biruinței care Dumnezeu ne-a dat-o în ziua pomenirii Sfântului Gheorghe, la 6 mai și nu la 9 mai. A 6 mai a fost capitularea. Și tăticul meu, și tăticul a luptat 3 ani, și așa, de doi frați răposați, care îi pomenesc totdeauna ostaș. Deci, până la urmă, când văd lentocica asta și încă luptă, spasiba dedu, za pobedu, ca comu dedu?
Eu știu mai bine, eu am moș răposat, tăticul cum eu a luptat. Voi sunteți cu falsul vostru, de atât iar un fals. Orice și ca și Paște fericit, tot așa și lentoci ca Sfântului Gheorghe. Și încă nu așa, dar prin lege cumva trebuie... De ce atâta lege? Pentru că orice ce lucru care este neadevăr, când a fost Hristos răstignit, știți ce au vorbit fariseii cărturari? Noi lege avem. Și după legea noastră, el trebuie să moară. Așa și cu lentocica Sfântului Gheorghe, prin lege. Părinte, care este mesajul care trebuie să ajungă în casele celor care ne privesc? Mesajul este unul singur. Troparul acestei zile este miezul sărbătoririi, este salutul nostru, este viața noastră, este nădejdea noastră, este tot ce aștept eu de la viața aceasta. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din mormânturi, dacă vreți, morminte, viață, dăruindu-le. Și iată, Sfântul Ioan Damaschin zice că aceste trei adevăruri exprimă troparul praznicului. Sărbătorim sau preznuim, biserica zice din Slavonă, omorirea morții, sfărâmarea iadului și începutul noii vieți veșnici. Iată, e același adevăr, dar exprimat teologic. Omorirea morții, sfărâmarea iadului și începutul noii vieți veșnici. Dacă însușiți acest adevăr, dumneavoastră o să trăiți și încă bine o să trăiți și o să muriți fericiți, cum și trebuie. Și nici nu o să murim, dar o să trecem. De la o viață la altă, că Paște înseamnă pe soc trecere. De la viața aceasta la viața cealaltă, cum zic bătrânii. S-o trecut în lumea cealaltă, păi. În lumea cealaltă. Iată care e lumea. A lui Hristos înviat din morți. Părinte, noi vă mulțumim și Doamne ajută. Doamne ajută. Materiale, așa cum le aduni, într-o zi le poți pierde. De aceea e bine să ne ținem de valorile morale. Sunt Viorel Furpliță și ne revedem data viitoare cu un alt erou născut în Moldova.